și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal Pavel Coșa. Astăzi nu prea am avut ori de dimineață, n-am avut ori azi și am plâns acum 3 ori. Dacă tot am plâns astea 3 ori de la 4 la 7, să le fac și să vă arăt cam cum decurge 3 ori de livrări. Un orele prânzului, nu-i orele prânzului, ba, da, că-i 4, 6 și... Așa, și dacă mai prind vreo oră, dacă prind și 7, 8, pe atât suficient. 4 ori, sunt mulțumit, fac comenzile astea, orele astea și vedem cine mai rezervă timpul. Da? Cam asta-i. Să vedem cu noi cine mai rezervă timpul. Că... Am auzit la colegi că s-au făcut comenzi, sunt comenzi, mă. Și acum, uite, eu zic 20 de minute ieșit și n-am nimic ca frate, ce comenzi ați făcut voi? Că nu-mi dau seama ce comenzi au fost. Bă, poate au fost, că nu vorbesc ca iurea, poate au fi fost. Poate. Zic că poate au fost, dar nu fac mâna în foc, acum au fost. De acum încolo o să nu o să mai fie, o să fie, dar mai puțin. Și orele, sunt limitate, bă, parcă sunt limitate orele, mai pentru cei care au scor mari, ăia poate să iei orele, ăia care au scor mic. Ăia care au scor mic, din gară, de ce să primească ori, să aibă ori? Bă, eu am prins oi așa, pălăvrăgești, că am fost în fază, că altfel, că mi-am pus soneria să suni, că altfel dacă nu puneam soneria să suni, făceam cagamaca, făceam mica. A ce urât, uită ăsta, de basului, bă, să-mi bag picioarele. Mă, depășește și se uită urât la mine. Mă vede cu casca și cu GoPro pe cap, uite lumea urât ciudat la mine. Bă, dar nica, bă! Băgat, bă, și voi comenzi, bă, dați și voi o comandă pentru un rătăcit ca mine. Bă, că am răpit de grăbea ăsta, mă! Okay. Nici nu dau ăștia, bă, parcă îți blestemat. Îți blestemat să nu primezi, mă, frate. Sau nu prea sunt. Am mă duc în zona mallului, că acolo sunt multi restaurante și poate voi primiți pe acolo ceva. Poate voi primi eu vreo comandă din zona aia. Zona Arena Mall unde stăm, vedem și noi ce ne rezervă timpul. De acum iese lumea la plimbare, că văd că s-o mai răcorit afară și iese lumea la plimbare. Că de asta nu prea sunt comenzi. Da.
să vedem și noi ce... Ah, primim oare? Oare primim? Recomandă ceva? Sau stăm pe tușă? Vom vedea. Hai că opresc camera și vedem să-mi primesc mai comandă. Da, am primit mai comandă, bravo. KFC. Dar de la KFC... Ce e aici? Că nu înțeleg nică. Că sunt 7000 de... de parcă-i pomeni de Crăciun pe telefonul meu acum. Ia să vedem ce spune aici. Chetii, așa, 57 de oani, groani. Măcar mă dat prima comandă, măcar am ajuns la mall și n-am stat mult. Uite, copii, am văzut niște copii pe acolo care vindea limonadă, 4 lei e paharul de limonadă. Bă, dacă e bună limonada, poate iau o găleu. Un bidonaș. Da. Noi vedem, mergem, lăsăm așa, mergem în sus la... A, s-a făcut și verde între timp. Salut! Ia să mergem și noi. A, las că știu. Hai de boss, hai! Da. Mergem frumos acolo sus. Am primit comanda. Ha? Mai sunt reduceri pe tal? Ce reduceri? Nu știu, da, la... Cu minim mă întreg! Păi... Eu acum am primit prima comandă, nu mai știu nică. Optim? Că am găsit 3 ori. Da. Pe lapele. Și ai comandă în ele? Da, bine, uite. De 20 minute când stau, uite, am primit comandă. Eram pe la Ioan când mi-a dat comandă, nu pe la Ioan. Pe la intersecție, pe acolo, pe la curtea de nu la curtea de pe la aici, la intersecție. Da. Știi unde zic? Da. În primul rând, am mers un pic mai încolo și mi-a dat comandă. Acolo de benzinărie, mi-a dat comandă. Dacă dă comandă, e bun dacă îmi dă. Până la 7, până am oră. Da. Devin după ce plec. Da, mergem, ducem comanda. Așa. Știu unde e strada, mi-am stat aminte de ea.
mergem frumos. Alelei ce-am făcut, nene, că ne scutim, ne scăpăm de comandă. Mărăm pe aici. După aia facem Stângulescu. N-avem mașină pe fată. O luăm pe aici. Știu adresa. Dar el mă ducea pe Venus. GPS-ul mă ducea prin Venus, pe acolo. Dar eu mă duc pe aici, pe unde mai știu eu mai bine, pe unde mai mișto. Hai să o luăm și pe aici. Vă mai are și alte zone, nu numai strada aia, Venus pe acolo. Vă mai duc și pe altă parte. Să vedeți și voi cum stau lucrurile. Așa. Mergem frumos, ducem această minunată comandă, ne scutim de ea. Hai să ne asigurăm că mai sunt copii, bicicliști. Și nu vreau să o strâc. Bicicleta. Că abia am reparat-o. Ia să vedem, aici mi-a zis că e locul ăsta. De comanda asta și vedem cine mai rezervă timpul. Hai că oprim camera și eu mai revin cu următoarea comandă. Frumos, vedem ce vedem. Ce vedem ce vedem. Vedem să ieșim din loc cu Murulescu. Ieșim din Murulescu și să vedem ce mai găsim. Mai bine. Hai în spate metro. Hai horo. Da, cam asta e treaba. Mergem în comanda asta pe Bucovine, discutim de ea
și după aia mai vedem ce mai avea. Trăiți, domnul! Să trăiți! Ce faci? Mă filmez? Salut! Să vezi! Uite, om de treabă, dacă aveți nevoie de el, l-ați găsit aici. Ce, mă transmis live pe Facebook? Nu! Pentru tine! Cum pe Facebook? Dreptul la imagine! Te găsești pe YouTube! Dreptul la imagine! Vede atât pe YouTube! Dreptul la imagine! Dacă vrei, apar, dacă nu, blurezi imaginea, cum dorești! Blurez! Alegi! Nu vreau să mă suni gagicele, să zic că, domnule, m-am îndrăgostit de dumneavoastră. Hai să trăiesc serviciul. Hai că mă duc comanda. Hai, ceau. Deci, domnul, am avut acordul. Stai să vedem să treacă și mașina asta. Hai că până la urmă o să iau un freză odată și odată pe aici. Vrei două ori de care nu le-am. Cu adevărat, două ori de care nu le-am. Mergem frumos, deschidem asta și mergem să ducem comanda. Să ducem să o luăm, vedem ce avem de făcut. E dus, bă, că de luat n-aveam dușile momentan. Uitați ce am început. Adică să fac așa o verjășorul, verdele ăsta. Și mergem să ducem comanda pe Bucovina. Nu spune mai mult, că nu-i bine. Dă mai multe detalii. Hai, o luăm pe aici și mergem pe stradă, pe Bucovina. Da. What the fuck? Ia să vedem. Ce ori liberi sunt în programator, ia să vedem. Da, eu am ori. Așa cât bucuros că am ori, că o scrie acolo cât sunt locuri liberi în programator. Cine le-a scos ideea Dumnezeu în sănătate? Nu știu ce face domnul ăsta. Sunt unii care iau ori, că nu le fac, bă, frate. Sunt oameni care iau ori, nici nu le fac, că ar trebui suspendat, frate. Pa, la revedere. Da, e chiar culmea. Și unii care chiar vor ori, nu prind, bă, frate, nu prind. Care au și le țin acolo, lasă treacă și după aia... Știu unde trebuie să mergem. Da, cam asta e treaba. Ia să vedem dacă își face treaba aia. Da, filmează. Da. Hai să ducem și comanda asta, hai să scutim de ea. Bă, dar nu știu ce s-a întâmplat, bă, mi se pare că am mai urea acum casca asta, să-i un pic să o aranjez. Gata. Hai să... Sunt ori în programator, ceva, nu știu ce-o fi pe aici, nu știu, că am văzut ceva. Dar hai că ne uităm, ne asigurăm. Hai acolo. Punem pe aici.
E o oră, de la... Bă, cine-o scos ori să-i iei Dumnezeu sănătate, bă, și mai puța Domnului până la singurel, la greu, bă. Da, mulțumesc oamenilor care i-au dat orile la tază. Am încurcat străzile, bă, trebuia să iau pe Bucovinei. Mă fac dreapta, am încurcat străzile, bă, mâncați, aș beti șegul. Nu știu acum, dar dacă pot să fac undeva la stânga. Nu, cred că o să mă întorc înapoi, că am văzut că am curcat de strada. Hai că o luăm așa pe aici. Hopa, 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 țopa, trebuie să mă întorc înapoi, că am curcat de strada. Cine are chef de ori să le scoată, frate? Nu le mai lese aici. Da, mai să intrăm pe aici, că pe aici am eu de s-o iau. Am alege direcția, stai. Bucovina, 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 plai cu flori. Unde sunt toate feciori, măi, măi? Mai sunt... strada Vulturului, la 20 de metri, un pe aici, a? Merge frumos pe aici. Băi, pistuie, băi, pis, pis, pis. Te-am visat azi noapte în vis. Am uitat aici, am uitat bună. Am uitat tot. Am pus un card, mă bat mama, ce mai prost card posibil pentru asta, trebuia să l-a spela de 128 giga, că mai trebuie mai scrie, extrageam din el, în filmările alea, că l-am mai filmat 3 ori, ăsta am dat-o în bară, am stricat tot, da, alea să fac câteva filmări, nu le fac multe livrări, mai răresc cu comenzile, spun la urmă cât am făcut, ce am făcut. Dacă, oameni, dacă sunt ori și comenzi au apărut, că din moment ce ceri asistența, înseamnă că sunt comenzi. Și începe să faci noi comenzele liniștit. Hai, bă, treci, că poți. Da, Bucovina, Bucovina. A, gata, mă, știu unii Bucovine, mă, m-am prostit, mă, nu mai știam, mă tâmpisem la cap. Mi-am dat seama, gata. Ce ciudat se uită unii oameni. Că vede cameră pe cască, nu, parcă nu au văzut în viața lor cameră pe cască, frate. Așa se miră unii. Bă, da, mulțumit, bă, pentru cei care mi-au lăsat orile, bă. Am prins ore de la 4 până la 8. De la 4 la 9, mă, la 9, de la 4 la 9 am prins. Cine a scos ora aia de la 4, orile alea de la 4 la 9, o să-i dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului, să ne lasă singure la greu. Acum am livrare în curs, băi, tătuțu. Fă nani, știi, du-și te culcă, dacă ți somn. Eu am prins comandă, bă, de la McDonald's. Frumos, frumos.
Hai să vedem. Mamă, ce am să-mi rup gâtul. Am o curbă cam nasoală. Hai să vedem. Bucovinii 12. Bă, spune-mi trebuie să fac dreapta. Trebuie să fac dreapta. Frumos coro. Cred că Bucovinii 12 e blocul ăsta oare? Sau e ăla de mai din față? Ia să vedem. Ia să vedem, ăsta cred că e, da? Da, ăsta e, dar stai să văd ce scară are. Ăsta e A1. Și ăsta e adresa. Intrăm pe aici. Așa. Să duc comanda și după aia mai revin când mai am comenzi. Nu știu, bă, vreau să văd și eu cât fac. Cu ora am stat și am plecat la rece. Adică am stat degeaba. Da, oameni buni, am ridicat comanda. Am ridicat o comandă la Kaufland. Se cheamă Taraba, nu știu cum. N-aș da încurc, e Taraba. Așa. Și mergem, ducem comanda pe undeva, pe... undeva, pe lângă Luca. În centru, Luca de centru. Nu chiar centru, centru. Luca care are și terasa afară. Așa. Și vedem și noi ce e mai rezervă timpul. Hai colo tot înainte. Ne asigurăm. Hai că putem trece. Opa, așa. Vedeți, ducem comanda. Bă, parcă o adus-o din China, bă. Așa de greu să mișcă de la Kaufland. Am stat eu de vorba, am întrebat lumea. Bă, am scupun, că nu înțelegeam eu unde îi. Bă, sunt unele chestii care nu prea am avut o tangență, dar... Bă, e bine afară. E mișto. Nu-ți mai fac așa multe comenzi pe vlog, că nu mai țin nici bateria. Și bateria... Asta... Așa l-am uitat acasă. Bateria externă, ca să mai fac încărcare. Că săptămâna asta, miercuri sau joi, vine bateriile acasă, miercuri sau joi. Vedem când vine.
Telefonăm lui numărul, sunăm când vine corierul, îl sunăm pe doamna corier, să vedem dacă ajunge până la ora 12. Vedem dacă vine până la ora 12. Dar acum să urcăm sus. Hai să urcăm pe trotuar, că noi putem. Să urcăm pe trotuar, dar el nu poate. Hai să mergem până la... Nimeni mai dă comandă. De capul meu și de zălile mele. Vedem că noi ce mai avem. Super bun. Hai să vedem. Vedem unde e. Cine șop scara ce? Blocul ăsta, bă, blocul ăsta e leacă, cam ciudat. Am să aici. Hai să vedem. Dacă îmi răspunde la telefon, la interfon, înseamnă că e bine. Dacă nu răspunde, înseamnă că nu e bine. Stai, bă, aici, pe ce scârță. Nu te jerpeli. Hai să vedem noi pe ideina ochimicică. Hai să vedem, vedem, ideina. Mulțumesc! Mulțumesc! Foarte bună! Mare vedere! Așa. Te-am finalizat la comandă. Și mai revenim când mai avem comandă. În următoarea, cred că a doua, a treia, mai revenim. Ce-am făcut-o, băi, băiatule, am ars-o. Hai să o pușe verde. Între timp, s-a făcut mai bine, verde. Iiha!
Merge frumos, duci-și comanda asta pe Bacovia. Giurgilică, Bacovia, dar am vrut să fac un vlog din ăla și cum e, în zilele alea. Am zis că vă fac un vlog din ăla, vă prezint așa ce se poate vizita pe Bacău, da? Se poate să fac eu. Nu fac nica, bă, eu zic mai cu gura de mine, oameni buni. Dar nu ăla, sunt serios. Yeah. Da, trebuie să aranjez o leac cu oglinda, că mă... Eu cam sâcâi la... melodii, mă cam sâcâi, sâcâi la melodii. Și nu... Nu pot să văd mașinile, uite. Tu te așa vezi să te iei. Văd eu cum aranjez, eu cum fac, nu știu. Te rom pe domnul Bacovianu. Ia-ți mă duc pe GPS, văd unde mă scoate Bacovianu ăsta. Încep să miroase a teiel. Tei, miroase teiul de acum. Mamă, ce bine miroase teiul ăsta. Încep să miroase teiul tu. Și mă înțăpat acum. Ceva nu știu ce. Da? Mergem, ducem comanda. Și după aia închidem vlogul, că nu vreau să ne lungim prea mult cu ăsta, cu clipurile de genul ăsta, că nu prea mai avem nici baterii. Mai avem puțin din baterii și... Da. Nu știu ce tipul bun. Bă, nu știu, eu mă duc cu papucii aia plastic, eu mă duc, frate, că lumea îi poartă și pe stradă. Eu mă duc, acum că e cald, de la iarnă nu, nu o să-i poarte. Da? Și cam asta-i treaba. Trebucoară. Abia aștept să ne arungă săptămâna asta bateriile alea. Am scris acolo pe aplicații că arunci săptămâna viitoare, da? Uite că... Bă, cu asta, a murit bateria? A murit motor? Ce s-a întâmplat cu asta, frate? Bă, asta se întâmplă când ai mașină scumpă și o iei cu motor electronic, cu tot. Acum mașinile astea, dacă s-au murit, pa, la revedere. Dus, ai veșnică pomeniri cu mașinile astea. Nu-ți bune, mă, mașinile astea deloc. N-ai ce să-i faci la mașină. Ai dus? Dacă vine o mașină mai mare și te-ți lua